La 12 februarie, angajații Inspectoratului de Poliție Glodeni au organizat o întrunire cu locuitorii satului Ciuciulea și autoritatea publică locală. Scopul reuniunii este consolidarea capacităților autorităților locale, a cetățenilor și a poliției. Comunicarea eficientă între toți acești actori duce la soluționarea situațiilor dificile de interes comunitar. Vrem să ducem la cunoștință dumneavoastră că astăzi, nu știu, poate și cunoașteți la dumneavoastră în localitate, satul Ciulea, la orele 11, este un eveniment, se deschid 6 sectoare de supraveghere de vecinătate. Cunoașteți despre proiectul dat sau nu? Cunoaștem numai și despre ușă, vecin pe vecin. Corect. Dacă văd că acolo stălhărește, corect. Alo? În cadrul întâlnirii, oamenii legii au vorbit despre prevederile proiectului supraveghere de vecinătate și beneficiile lui. Ce s-a revedit în acest proiect supraveghere de vecinătate? Într-o localitate, bulvarul Ciuciulea, pe o stradă, se strâng toți mahalăgii, se stabilește un lider, o persoană responsabilă, șeful grupului, să spunem așa, pentru acea mahala. Și respectiv când cineva din vecinii pleacă de deplasare la o dipnă, rămâne gospodăria fără supraveghere, vecinul supraveghează gospodăria respectivă. Și în ultimul rând, de comun cu administrația publică locală, anunță poliția. Poliția, reacționând prompt la apelul cetățeanului, respectiv stabilește și e mai ușor de activat și pe urmă fierbinte stabilite pe acolo. Membrii sectoarelor au primit materiale informative cu recomandări cum să-și protejeze proprietatea și familia și să contribuie la asigurarea ordinii în localitatea unde locuiesc pentru a avea o interacțiune mai eficientă cu poliția și autoritățile publice locale, precum și alte sfaturi utile pentru crearea de comun cu actorii implicați în proiect a unui parteneriat durabil. Suntem convinși că împreună vom colabora nu doar la asemenea proiecte, dar și la următoarele proiecte care va avea o durabilitate a proiectului inițial, iluminarea stradală, poate că și supravegherea video. Vă mulțumim din suflet, sunteți alături de noi. Sperăm la o colaborare frumoasă cu administrația publică, cu inspectoratul de poliție. În localitățile unde au fost create sectoare de supraveghere de vecinătate, statistica la poliție arată că a scăzut cam cu vreo 10% numărul de infracțiuni și așa mai departe. Dar eu cred că asta nu este cel mai important, ce așteptăm noi să vedem, că câte procente au crescut, au scăzut, asta nu este un indicator pentru noi cel mai important. Cel mai important este faptul că, ce a spus primarul, noi ne simțim în siguranță în localitățile noastre. Noi știm că noi cunoaștem ce facem într-un caz și în altul. Trebuie să știm cum să acționăm. De asta, cineva a spus că noi ca vecini, noi oricum și acum suntem uniți, să discutăm și mai departe. Faptul că avem telefoane de contact și noi știm că dacă este ceva important, ne comunicăm unul cu altul, ne informăm. Totodată, ca și membrii ai sectorului supraveghere de vecinătate, avem acest panou care marchează mahalaua noastră. Un stâlp la începutul mahalarei, fie pe o casă care e prima din mahala. Acest panou este obligația dumneavoastră să-l instalați pe gard, cumva să-l fixați, când să fie sigur, adică nu bate un vânt și-l dă jos sau aproape unde se murdărește. Vă dați seama, dacă el o să fie distrus, murdar, zgâriat. Cei care o să treacă prin mahalaua dumneavoastră spun, dacă ei nu au grijă de un simplu panou care, într-un fel, este un simbol al securității vecinătății, înseamnă că aici oamenii nu sunt foarte, foarte atenți și grijulii față de vecinătatea lor. Sunt bucuros că sunt foarte mulți oameni cointeresați de acest proiect și l-ați prezentat astăzi aici. De aceea, eu o să vă rog să susținem proiectul, dar urmează să facem mult mai multe proiecte și în tot satul, în colucare cu primăria
și cu administrația publică locală. Polițiștii s-au întâlnit cu locuitorii satului Ciciulea, unde au fost constituite mai multe sectoare de vecinătate. Totodată au fost stabilite metodele de funcționare a proiectului în beneficiul comunității. Oamenii legii susțin că sprijinul comunității este mai mult decât necesar în prevenirea criminalității și victimizării populației. Deci, la noi în țară, să numim în localitatea dumneavoastră, proiectul sector de vecinătate. Deci, vă amânăm un plan, vă aștept cunoștință, beneficiile, să contribuiți dumneavoastră la acest proiect. Sectoratul Poliției Glodeni, își vreau să vă amânez un plan cu sector protejat de vecini, care sunt beneficiile lui și care sunt obiecte. Poftim o pleană. Da, mai sunt din vecini din care mai, poate mai fac probleme, ori au încălcat câteodată, cumva. Totuși le mai facem observații, le mai ajutăm, mai le dăm o soluție, un sfat. Să fie regulă întotdeauna și să nu fie probleme pe sectoarele, chiar din sat, nu din mahala noastră. Să domnișii dumneavoastră, pentru siguranța de vecin, pentru strada care la voi acolo să faci să împărăi de genătate și să faceți, să aveți grijă unul de altul, că e un protecție referitor la prevenirea furturilor. Vedeți un vecin, că intră cineva la altul, un gospodării sau altceva, sau persoane străine pe stradă și sunt date la cine s-a apelat, la cine s-a telefonat. Potrivit polițiștilor, proiectul supravegherea de vecinătate este un model econom și eficient bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară și ajutor reciproc. Implementarea lui sporește gradul de securitate și previne infracțiunile în comunitate. Poliția îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate civică și să nu fie indiferenți de nivelul de siguranță a comunității în care locuiesc.